Leo de la Strehaia vrea să conceapă un bebeluș cu Dana Criminala, în închisoare. Să mă îmbrac și să vin la tine, acum. Leo de la Strehaia i-a cerut imperativ soției sale, Dana Criminala. Dana Criminala, îmi vine să râd. Leo m-a înnebunit cu lucrul acesta de la începutul căsătoriei, persoanele din jurul nostru cunosc foarte bine acest lucru. El își dorea foarte mult un bebeluș, un băiețel, dar eu atunci consideram că nu e momentul. În mare parte nu am fost de acord cu lucrul acesta. Astăzi am vorbit cu Leo, mi-a repetat lucrul acesta. Nu este prima dată când mi l-a spus de când e în acel loc în care e. Din nou a abordat acest subiect, mie efectiv îmi vine să râd pentru că, în general, tinerii căsătoriți se gândesc la lucrurile acestea. I-am zis, Leo, ce să fac, să mă îmbrac să vin la tine acum, a povestit Dana Criminala într-o filmare pe YouTube. Dana, despre conceperea unui copil, cred că voi face acest lucru. Femeia spune că rugămințile lui Leo au îndupălecat-o până la urmă, chiar dacă inițial nu voia să audă de un copil. Mi-a spus că nu mai are răbdare, că el își dorește extraordinar de tare un bebeluș și i-am spus că nu am cum să-l ajut momentan. Ce pot să fac, fiind în locul acela, vă dați seama că este foarte complicat. Mi-a spus că este dorința lui și că trebuie neapărat să fac cum vrea el. I-am spus, da. Leo, o să mă gândesc serios la lucrul acesta. Până la urmă, știți cum e, suntem căsătoriți legal, cu acte, nu avem de ce să nu facem acest pas dacă el își dorește atât de mult. Am analizat situația, m-am gândit în toate felurile și vom face acest lucru. Dacă o să se întâmple, asta e. O să-i fac un bebeluș, cu siguranță va fi băiat, simt lucrul acesta, a mai spus Dana. Dana Criminala băgase divorț de Leo de la Strehaia. Leo de la Strehaia și Dana Criminala au revenit la sentimente mai bune după ce prințul țiganilor a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare. În momentul sentinței, cei doi erau în plin proces de divorț. Însă femeia și-a călcat peste orgoliu și a decis să rămână alături de Leo la greu. Dana și Leo s-au căsătorit legal în 2016, după ce bărbatul avusese o relație și cu fiica actualei soții, Renata.